Eu zic că fix acum, înainte de Dragobete, e momentul ideal. Momentul pe care l-așteptați cu toții de mult. Numai bun pentru a începe călătoria pe țărâmuri culinare. Țărâmuri? Țărâmuri culinare? Păi n-a avut diacritică și a zis, bă, sigur, sigur ăștia nu pun. A vrut să zică țărâm, după aia tărâm, a ieșit țărâm. Zici că i-a dat diagnostic de la când mergi și la urolog și la proctolog. Țărâmuri culinare? Nu picați în această capcană perversă, întinsă de un bătrân lup de mare, tăbăcit în anii grei de publicitate. Pentru că este ceva ceea ce te deosebești de la distanță și nu trebuie să te prezinți. Te prezinte în fila. Am văzut scena. Să mă ea e stăpâna mea. Cum îi zice, mă? Elena, așa, el este... și la, își dă obștești cu sfârșit, adică iar zice pe ăsta și după aia... Și acum poți să mă tai stăpâne. Asta așa, secționează. M-am dat eu cu marchelul aici. Da, mă, și pune-mă pe tine acum. Va fi un regal, pentru că odată vin extratereștrii și se cuvine să-i întâmpinăm cu tot ce avem noi mai bun. Rafinament, culoare, eleganță, prestanță, tot ce ține de frumusețe și de start. Tot cu bolide. Da, e mișto cadrul. Hai, bă, să vadă cum va merge de sud. Hai să nu mai fie așa in your face ca prima dată. Am primit... Și dacă se poate să se vadă și dinții, că sunt aceeași culoare cu mașina. Că m-am chinuit la ei. Albul ăla imaculat. Și ouul ăla de prepeliță în ureche. Adică vreau să... Cine știe ce perle or fi alea. Și tu le-ai făcut ouă de prepeliță. Perle de păstrăv de la Cormaia. De păstrăv bătrân. De la ei. Stoarse mai greu. Domnilor, să începem așa cum ne recomandă și medicii prin a ne hidrata. Domnul meu? De alta, domnul dar mie meu? Mi-e frică să nu se râdă prea mult. De asta zic. Dumneata, vorba aia, că ești de-al casei aproape. Domnul în premieră. Mulțumesc de invitație, domnii mei. Bine ai venit. Felicitări pentru domnul acest meu. Prilej de a fi împreună cu domnul Frâncu. Da, ce frumos e aici. Calitate, rafinament, domnul meu. Doamna mea, păstrăvăria Cormaia. Spuneți, cu ce ne ungem astăzi pe suflet? Știi cum scot alea la reclamă la detergent? Că îți scoteau 6 kg de detergent așa, da, bă, în biserică. Se întâmplă să am la mine. Avem vinul lejereanu. Dă vă stai să văd că eu știu că la tine e important ce scrie pe ea, nu e chiar așa. Deci se cheamă o stare de șpriț. Stai da, să văd că tu ai descriere aici. Poate citește, nu e recomandată consumului uman. Sauvignon Blanc de la Lejereanu este un vin proaspăt, numai bun de băut cu prietenii, fie ei și imaginari. Bă, ce vrea să zic ăsta, mă, Mădăline? Că ăsta e publicul. Ăsta e. Are arome intense de struguri albi, nuanțe de struguri albi și un post gust subtil de struguri albi. Îl confirm. Prietenii sunt imaginari ca și profiturile. Acestea sunt completate de o aciditate bună și de un final lung cu note de, te rog, Mădălin. Note de struguri. Albi. Albi. Da. Bă, nu, să fie foarte limpede. Nu prea merge bine în 2023 cu atâta albă. Completată cu note de struguri. Poartă... struguri non-binary, să zicem ceva. Că nu... Da, mă, trebuie să găsiți că încă se poartă varianta asta de dark mode. Da. Da. Bine, și noi acum știi cum e... Fix acum când a venit zăpada, am dat-o pe alb ca lumea. Eu aș vrea să văd o reclamă de la domnul meu și la doamna mea la Lejereanu. Aici mănânci un pește proaspăt pe care îl vezi tu viu la păstrăvăria Cormaia cu familia să te bucuri de acest aer minunat. Eu am întrebare ăștia cu cuplu, că vreau să știu dacă există și o altă dimensiune a conținutului. Bă, nu m-am prins, dar ți se pare că e relevantă povestea asta? Adică ce, o face mai apetisantă dacă e sunt cuplu sau nu? Poate e cuplu publicitar. Păi îl văd așa un pic mai supus, mai smerit față de ea. Clar el pare băgat în chestia asta. Ea l-a convins, hai că o să fii mișto, hai te rog eu, sunt și bani buni, 200 de lei. Și uite și la raportul ăsta. Eu adică... cred că pur și simplu el o admiră. Pentru tot. Realizările profesionale. Pentru, da, tot. Da. Pentru tot. Nu, eu zic că nu sunt cuplu, doar o joacă. N-ai cum să fie doi oameni fără cringe în familie. Nici nu să nu simte cringe-ul. E prea mult. Dar pare cu oricum, dacă ar fi par genul la Albano și Romina, adică că el are cu 70 de centimetri mai puțin, nu, e ok. Nu e nicio problemă. E apă tocuri, sunt convins. De-a lungul Văii Cormaia
se află mai multe cascade mari și frumoase care izvoresc din munții Rodnei și se scurg pe versații stâncoși direct în Cormaia, care la rândul ei este un afluent al râului Someșul Mare. Stai puțin. Părea că el îi prezintă ei un loc pe care ea nu-l știe. Dar se pare că s-a dat jos. Plot twist, ea știe care e treaba cu Cormaia. Și sau... a mers pe burtă până acum. Așa locația, când intri, se inspiră... Instant, da. Instant. Asta transmite tot. Starea, nu, locul. Nu e ce, istoria. Genius loci. Tot. Dar vezi că el, dacă te uiți aici și în cele două pe care le-am văzut, nu pare foarte confortabil. Cred că l-are cu ceva la mână. Și zis, mă, doamna mea, doamna mea, nu poți și astăzi, că am făcut și aia cu ochelarii și hai la păstrăvăie. Te rog, uite puțin, te rog eu frumos să vii cu mine, îți bagi mințile în cap, vii cu mine la... Îți spun la valiera aia cum am vorbit frumos. Firul ăla las un pic să se vadă că e ca lumea autentică, adică nu ți-l îndesc ca lumea. Dar cât de tare ar fi că el să fie absolut integru, să zică, doamna mea, dar nu e un conținut de calitate, nu reflectă da. Zeitgeist-ul actual, parcă nu da. E ok să... Băi, te rog eu frumos, dar cine e eu să... Mi se pare că aici voi exagerați părerea mea, pentru că noi ce vedem e o lecție. Mișcările de cameră și toate, că nu... S-a vorbit de avantgardist când a apărut prima reclamă de la Catena, dar mie mi se pare că aici s-a trecut la un nou nivel. Da, ăștia sunt în 24, clar. 1924. Terasa păstrăvăriei Cormaia are un design rustic, pitoresc, inspirat chiar de peisajul în mijlocul cu căruia se află. Ăsta e tâmpit, băi, el a văzut care casca de rechici. Uite-te! Îi șoptește. Știi când ai, hai mai repede, tușești că... Am zis asta. Băi... Mamă, dar e artificial intelligence... Poate ea la propriu. Bă, nu fi bă ăsta, mă, ChatGPT? Poate el a scris, bă, textul ăsta. Domnul meu, meniul de bază este păstrăvul, care poate fi comandat la grătar sau prăjit în făină. Clienții pot cere garnituri precum legume la abur sau cartofi prăjiți, dar garnitura tradițională pentru păstrăvul de Cormaia este mămăliguța cu brânză. Dacă ajungeți aici, iată, la păstrăvăria Cormaia, nu ezitați să comandați și un sos alb cu usturoi, așa cum am comandat eu pentru pește. Eu acum, dacă eram Scărlătescu, vă zic sincer că ăsta era momentul în care scoteam caietul. Cu brânză. Nu? Dar notezi. Da, notezi că uiți. Dar vezi, e cu pâine, dar pentru că suntem români, e cu mămăligă, dar pentru că suntem români, avem și un coș de pâine. Da. Trebuie trecut pe notă, e, știi? Și smântână. E triada aia, smântână, ardei... Nu vă grăbiți. Ce vreți, papanaș, să vezi pe notă, smântână, ardei, pâine. Păi că na, e o înțelegere tacită, așa, nu? Doamna mea, aici la păstrăvăria Cormaia găsești o sală albă, imaculată, pregătită pentru botezuri, nunți și diferite evenimente. O sală minunată. Auzi, dar tu în anii ăștia de publicitate, că s-au adunat ceva ani, tu ai simțit vreodată adevărata însemnătate a unei săli albe, imaculate? Te întreb doar. Că doar pe la board... V-a învățat la publicitate vreodată cineva așa ceva? Doar în boardroom-uri de alea de corporatiști sterili mai aveau săli de alea cu neoane. Domnul meu, o sală albă, imaculată, este o sală de o capacitate de 450 de persoane, unde al tău eveniment poate fi unul de lux și poate fi unul extraordinar pentru fiecare poză, fiecare eveniment și fiecare bucurie a familiei. Bunicule, ce înseamnă? O sală albă, imaculată. O sală albă, imaculată înseamnă o sală cu 450 de invitați. Nici mai mult, nici mai puțin. Că nu-ți dă certificatul de imaculare. Da. Dacă am reușit să conving doar 400, nu mai e imaculată. Țeapă. Doamna mea, parcă mă văd dansând alături de tine sub acest minunat candelabru, doar tu și eu, aici la păstrăvăria Cormaia. Un lux aparte. Păcat, s-a tăiat cam brusc aici. Cred că să-mi firipase ceva. Aș vrea să fac un dirty dancing cu ea, așa și vrea să o scape la păstrăvă. Să ia direct cu... Ah, scuze. The M word, sorry man. Pare că au Patreon pentru momentele alea când o întoarce și da. Aici, domnul meu, putem servi la nuntă a fiecare invitat păstră. Asta a fost tot? Asta a fost prima, da. Bun. Doamne ajută. Am reușit să trecem cu bine de până la capăt. Nu că dacă am întrerupt-o de 100 de ori. Deci oamenii care sunt avizi de informație până la urmă și care vor să vadă cap-coadă reclama asta, o să aibă o problemă, pentru că dacă n-am fragmentat-o, dar am omorât-o. Da, mi se pare că e și vina clientului aici, că tu în mod normal când ai o reclamă, spui ce vrei.
bă, vreau să cresc vânzările. A fost haotic. Acum a prezentat păstrăbă, acum a sala, acum a cascada. Nu au avut clar ce vrem să promovăm la locația asta. A fost un haos. Ce zici tu e când un client lucrează cu niște oameni așa, normal de pe piață, când îți iei niște guru, îi lași, bă, să-și facă, adică să-și expună genul, ai cum, băi, știu că știu ce faceți, surprindeți-mă. Și asta e adevărat, adică și eu dacă aș fi client, n-aș îndrăzni să mai trimit brief, dar poate că e brieful de vin aici, poate, că nu poți să știi. Poate oamenii au vulcanizare, de fapt, deci, lângă asta, știi? Și am insistat mult cu Albi aici, da, mă, intră, păstrăvăria Cormaia și-a pus la când vin ăștia, frate. E sigur nu era la păstră, nu cred că era ei, boss, că n-are ei bani de merge de salb. Doamna mea, optic eyes, Năsăud. Aici sunt consultații oftalmologice computerizate. Dacă e o pereche de ochelari, plata se face în 4 rate cu cardul. Bravo. De Credit Star de la Banca Transilvania. Mamă, cât te-a băgat. Deci nici n-a început bine treaba, în două fraze, a dat omului de, mi se pare că, pe cuvânt că e denotat aici. Și a zis, bravo. Adică eu dacă vă întreb acum pe voi ce e de făcut acolo, mai știți să... Păi dă-mi un cască, că uite-l, e cu telefonul în mână, cu fir. Dar ai văzut că a scăpat un bravo pe bune, nu era în script ăla. Bravo că ai reușit. După 53-a dublă, deci bravo, zis, bravo. I-a spus repede, tu ai venit la un magazin, cum ar veni, te gândești în mintea ta că vezi acolo, e un magazin. Și îți explică că alea sunt computerizate, că nu știu ce, că poți face un credit în 4 luni, e pe genul, bă, stați puțin ca asta, eu nu pot să o țin. Să mă notez. Vă rog frumos, da. Am fost și la sală azi. Aici se poate comanda și pe platforma Facebook. Facebook? Acea, a avut o ușoară ezitare. Bă, dar săracul. Poate că se gândea la TikTok, eu știu, poate el e mai actual. Sau mi s-a părut că e un conflict între generații. Pare că e un pic mai ancorat în prezent. Se gândea la platforma de ridicat mașini, pe platforma Facebook, aș zice la Facebook. Dar te-ai văzut că săracul n-a reușit să țină minte un text de 6 cuvinte? Pe platforma, așa, buc. Și avem foarte multe branduri de ochelari, de la Gucci, fiind parteneria principală. Fiind parteneria principală? Păi nici măcar nu e limba de lemn, e limba de pal. Nu știu dacă cum zic. De la Gucci, fiind parteneria principală. Maestru gerunziului lovește din nou. Iar doamna aia pare că așa stă mereu la ușă, se întâmpine clienții că... Da, ea e... N-are de deschis mult. De când s-a stricat ușa automat, a zis, bă, de când să luăm senzor. Aici suntem răutăcioși, că doamna e drăguță. Vogue, Versace, Armani. Bă, nici te-au băgat-o în seamă pe stără ca femeie. Le-a deschis ușa. Nimic, exact. Poți să zici tu, să rut mâna, bine v-am găsit. Să-i dai și ei șansa, să zică și ea, bine ați venit la noi magazin. Da, exact. Dar ea suferă un pic, vezi, cine dracu i-a primit pe... Nu, e de ce am căzut la muncă azi, asta da, e. Nu putea să fiu liberă ca Mihaela. Tot să fie în tura 3. Nu putea să nu nască... Eu zic să... Nu putea să nu nască nuții ieri. Să știi că doar cu Gucci, iată, poți să fii mereu în centrul atenției. Fă parte din lumea Gucci. Iată, extravaganță, culoare, rafinament. Mi se pare că seamănă cu Mirela Vaida. Băi, stai puțin, că a început o nouă reclamă. E reclamă, reclamă. Ok. Fii atent că asta n-a îndrăznit-o încă nimeni acum, până acum. Acest, iată, Gucci, nu va dispărea niciodată din trendurile modei. Acest, iată, Gucci? Iată, Gucci este filiala japoneză a lui Gucci? Iată, Gucci! Artă, Gucci, fii Gucci. Când porți ochelarii Gucci, totul are sens. Privești spre viitor, iată, prin ochelarii Gucci. Fii tu cel care dă tonul în lumea Gucci. Băi, eu spun că ea aici are o miză personală, care depășește obiectul contractului, cred eu. Adică ea s-a dus pe drumul ăsta, fac o reclamă pentru magazinul ăsta, a ajuns în magazin și a zis, cred că reușesc să mă duc un drum mai bun. Mă duc direct la ei. Și a zis, mă duc direct la țintă, joc cu ea mari. Ia să zic-mă ceva. Și la micul i-a zis, nu știu, doamna mea, ce să zic, că ea face bani, nu așa. Da. Tu ești, mă, nicur. Vezi că e nici de îndrăznit să intre aici la meciul ăsta. Nu, băi, eu nu mă bag. El a rămas în termenii contractuali. Da. Eu am semnat ceva, eu am o rată de plătit, tu fă-ți nebunile alea tale, care le-ai în cap. Doamna mea, optic eyes Năsăud. Aici se efectuează consultații oftalmologice computerizate, determinări, fond de ochi, tensiuni oculare și extracții corp străin.
Bă, dar aici văd o boală a românilor, mă, care nu pot să scape de cuvintele astea, efectiv limba de lemn. Ce se efectuează? Limba de polițist de la vechi se efectuează. Ce că mă cu efectuează? Da, mă. Da, mă, dar când ai... Trebuie să zici ce ți se spune, uite-te. E căscuța acolo, asta a spus doamna de la marketing. Tu insiști pe asta că îi se șoptește în cască? Iar are, l-ai văzut cât de pudic e când nu are cască? Nu vorbește nimic, doar ok, bravo. Că se vede că preia și de-aia are sincopele alea, nu poate să fie cursiv. Tu... Pentru că el nu așteaptă să îi se zică și zice, el zice exact ce aude. Până iese dubla. Mamă, zici că e la nivelul ăsta adusă treaba. Dă-o din nou puțin, dă 5 secunde spate. Sunt total idiot și iarăși o p***o deasupra. Determinări, fond de ochi, tensiuni oculare și extracție corp străin. Crede-mă, am copiat cu cască, așa e. Și n-are... Așa îți vine sunetul, e cu delay puțin. Dar nu la oral. Copia cu cască, dar nu la oral. Asta e o premieră aici, tată. Și n-au... Se vede că săracul, da, e și așa dezarmat. Că nu pot să cred că o ființă umană poate să ajungă așa. Efectiv, nu. Deci tu zici că aici e meteahna asta noastră de ani de zile. Copiatul ăsta, a? E cam copiat. Și au zis, bă, n-am încredere. Sau poate l-au lăsat să vorbească liber și au zis, no. Ce un plagiat. Cască. E un plagiat. Sunați clientul acum, cască. Nu poate. Altcineva să fi scris reclama asta, de fapt. Alex Cortez, mă? Naumovici. Eventul Naumovici, așa. Domnul meu, da, îmi place. Să se deschide și după dulapul ăla să apară Coteț, pe cât doar așa. Doar cu Gucci poți să fii mereu în centru atenției. Fă parte din lumea asta mare a Gucci. Rafinament, culoare, eleganță, prestanță, tot ce ține de frumusețe și de start. Nu va dispărea niciodată. Mama, aici ne-a spar cu asta. Tot cu bolide. Da, e mișto cadrul. Hai, bă, să vadă cum va merge de sud. Hai să nu mai fie așa in your face ca prima dată. Am primit... Și dacă se poate să se vadă și dinții, că sunt aceeași culoare cu mașina. Că m-am chinuit la ei. Albul ăla imaculat. Și oul ăla de prepeliță în ureche. Adică vreau să... Ce știe ce perle or fi alea. Și tu le-ai făcut ouă de prepeliță. Perle de păstrăv de la Cormaia. Aflăm noi următorul episod. Da, sigur are un barter și cu perlele. Zici că sigur e de păstrăv? De păstrăv bătrân. Că de la e. Stoarse mai greu. Iată. Gucci, fi Gucci. Eu vă zic că e ceva aici, mă. E ceva boală. E ceva aici, pentru că ea insistă doar pe acest contract în condițiile în care nici măcar nu văd brandul. Că văd alte branduri în spate, dacă vă uitați cu atenție. Da, am văzut Puma, am văzut Guess. Balenciaga, Guess, Procter & Gamble sau ce-o fie ăla, că nu mă pricep la ochelari, nu știu. Nu, să știi că așa e. Ea cred că are un side hustle și l-a păcălit pe sărmanul meu, care a venit pe contract. Și a rupt pe Gucci, îți dai seama. Și a scuză-mă, dar sunt și alți bani la mijloc. Pe el l-a păcălit aici. I-a zis că au fost 270 de lei toți banii, înțelegi? Plus consultație. Exact. Plus extracție corp străin. L-a scos și dator, cred eu. Plus consultație, exact. Zis, vezi că mai să-mi dai 68 de lei. Ați plecat cu ochelarii, pentru că înapoi nu mă aduci. Dai banii, gata, lasă-te-mi chit. La Optica Iznăsău, doamna mea, găsim Guess, Escada, Max Mara, Balenciaga, Furla, Dolce Cabana, Armani, Versace, doamna mea, Ray-Ban, Polari și multe, multe alte branduri, ochelarii de soare, polarizați și pentru condus, doamna mea. Cred că și-a luat și ea săraca reperele, n-am văzut-o nimeni, din ce a văzut la televizor. Și anume, asta, reclame, telenovele. Infotainment, da, exact. Dăm foarte multe informații, adică e... La sfârșit rămâi cu ce? Din toate astea se gândește, bă, din cât i-am povestit aici, că i-am dat două manuale, bă, măcar ceva tot a rămas. Bă, una peste alta îți îmbunătățește viața o treabă de genul ăsta. Dacă să termini și zici, da, mă, ești mai fericit un pic, cumva. O să cumpăr Gucci? Am mici rezerve, da. Da, o să mai am vreodată încredere în Gucci? Idem, da. Este bine să știm și să identificăm foarte bine forma feței care ajută să găsim ramele perfecte. Aceștia sunt Guess. Și formele feței se împart de obicei pe 6 categorii diferite. Față ovală, față rotundă, da? Față în față de inimă sau triunghiulară, așa? Față alungită sau pătrată, da? Față pătrată și fața trapezoidală.
Auzi, până l-a trimis că era sâmbătă să ia mâncare gratis de la pomană, știi? Băi, șt, fii atent că e 10. Tragă mai, dăm, mai dăm banii și pastă. Uite aici, ai Sfânta Filoftea. Sfânta Filoftea vis-a-vis. Fără trei orezuri nu vii cu pulpă. Haide, să nu te mai văd aici. Mai am eu o intervenție mică cu ai mei. Bă, în loc să remarcați că s-a documentat, eu nu știu dacă vreodată în un departament de creație a fost atât de documentat la o reclamă. Bă, și să vrei să împarți oamenilor, pentru că tu bănuiești că ea s-a dus aici doar să facă reclama unui magazin. Ei bine, nu. Ea vrea să dăruiască oamenilor o informație de care oamenii au nevoie. Darul cunoașterii, cum vă dați? Da, mă. Față în față de inimă. Când și tu magazin. Draga mea, ce porți? Eu port Balenciaga. Este un model rar care se găsește doar aici. Atenție, Optic Eyes este și la Beclean, lângă spital, și Optic Eyes este și la Bistrița de 9 ani în slujba cetățenilor. Să știți că Balenciaga, da, este un model foarte select, foarte elegant, pe gustul fiecărui cetățean. În accesoriile tare merite ca să le ai, nu poți să nu le ai, deoarece sunt de o eleganță și de o finețe, da, și de un prestigiu aparte. Bă, când zici de o finețe și pui ș înainte, bă, sunt de o eleganță și de o finețe, mai vorbim așa, băi, de o finețe. E zrotăcios aici, e specificul local, mă. Ș de o finețe, da, corect. Tu ce porți, domnul meu? Deci astăzi am un Dolce Gabbana. Opa! Mă simt ca și un superstar. Optic Eyes! Și la tăia, la tăia. Îți rămâne în cap, îți rămâne aia, știi? La tăia, mă. Păi ce faci, mă? Tu te bucuri, te dai tu mare reclama mea, mă. Bă, dar e o muncă. De asta mă gândeam că noi, oricum, ok, ne uităm la oamenii ăștia, la creatorii de publicitate și de conținut, da, la actori, să le spunem. Dar eu vreau să vorbim un pic la un moment dat și de aia, eroii necântați. Ăla care a filmat săra cu asta. Și la care, ăla a editat-o. Care a editat. Care cred a zis, că e același, dacă mă întreb pe mine. Că ea a zis, ăla mai avea un pic de discurs acolo și vreau a zis, băi, tăiați aici că prea iese bine asta. Că asta superstar. Da, bă, te văd aici. Da, e mișto că e combo-ul perfect. Cât cum i-a arătat reclama asta filmată super profi? Adică mi se pare că totul e la nivelul ăla. Și jocul, și textul. Dacă dar nu e un exercițiu rău deloc. Aș vrea să vă reclam asta cu Pavlu. Super profi, Pavlu, a fost practic două clase mai jos. Asta încerc să ne spui. Să fi fost filmată super profi, era două clase mai exact. Jos. Da. Adică da. Totul ajută la să fie funny. N-au cum să mai întoarcă pe pământ dacă ei sunt deja în galaxie. Police, Guess, Dulce Cabana, Dolce Cabana, Balenciaga, doamna mea, Yves Saint Laurent, iată, chiar și Tommy Hilfiger. Eu fost dansator în da. Ții minte, acum câțiva ani, când am dansat pentru tine, acum mulți ani, dacă aveam o pereche de ochelari așa, așa îmi făceam intrarea. Așa îți făcea intrarea. Așa trebuie. Corect. Și eu rămân la fel de feminină, pentru că prestanța ți-o dă ochelarii și tu îți alegi compania. Doamne ferește, s-a enervat pe el că a îndrăznit să aibă un moment al lui de luciu, așa. Ce să-i pentru fac? Că prestanța ți-o dă ochelarii. Doamna mea, deci am aici Dolce Gabbana, am aici Versace. A, domnul meu, ce spui? Este unisex, așa că îl voi proba în fața ta ca să înțelegi că am personalitate, prestanță și ținută. Exact așa. Versace, Versace. Locul îl știi. Optic Eyes, Năsăud. Doamna mea. Și la Bistrița, suntem de 9 ani, și la Beclean, lângă spital. Ne găsești și îți îndeplinim dorințele și cererile. Deci Optic Eyes, Năsăud. Calitate, rafinament și profesionalism. Asta exact, omul ăsta e în nutshell. Ce a zis? Așa s-a de la ce scrie și eu. Rafinament? Dar o să vezi că rafinamentul e cuvântul lor preferat. Ai zis tu și de iată. Da. Dar rafinamentul cumva unește. Și da. N-a era rafinament. Îi leagă. E clar că îi fac brief-ul. Mi se pare că au cuvinte clar ale lor. Adică niciuna dintre reclame n-a venit cu ceva în afară de aia cu albă. Ca... Da, ei le dau o descriere. Adică clientul le dă un flyer sau o descriere pe internet. Spuneți astea, profesionalism... păstră viu și așa, dar cum le leagă e la ei, adică forma, ceea ce nu, foarte bine. Nu, eu cred bine. Că e brief-ul, avem ochelari, baftă, și vine eu ei cu... Nu, aleg cu grijă de clienții mă, și da. Aleg doar pe ăștia care sunt caracterizați de cele trei valori. Bine, și cu care așa împărtășesc și cu care trăiesc aceeași nebunie creativă cu ei, că nu sigur. Orice client poate să facă așa este. Treaba asta. Dar cum credeți că ajung la branduri? Dau ei mail-ul? Sau în Bistrița se cunoaște că sunt virale din Bistrița? Să pe casă și strigă în Bistrița. Uai! Acum, după ce ai atras tu atenția asupra lor, o să vină brandurile aia, o să vezi. Asta zic...
Nu, dar e bună întrebarea. Deci dacă ei vânează brand-uri sau dacă sunt solicitați... Da, acum sigur vor fi solicitați ei. Nu știu cum a fost. Pare că prima reclamă a făcut-o unui prieten. Probabil asta a fost sau păstrăvăria. Nu știu care e ordinea, nu mai știu. Ai făcut la cineva. A ieșit bine și au zis toți, bă, ești nebun, cineva în Bistrița ne face reclamă. Nu mai merge la radio, sau gata. Pe linie de partid, pe linie de club de la... Că pare doamna care e genul de club Rotary, știi? Ne vedem, cine ți se fac reclame? Și eu fac o reclamă și tot prieteni sunt clar, ți-o mă rog cunoscuți. Cât face Mircea Bravo? Un om sănătos la cap care are un business care merge, cum e păstrăvăria aia. Oamenii apar că fac niște bani și arată și mișto ce fac, știi? Nu cred că se duce și un om sănătos. Era un loc absolut decent până la urmă. Dar uite aici poate să fie, el a intuit o oportunitate, o nișă. Te duci pe urmele lui Mircea Bravo și zici cât v-a cerut el. Am o propunere. Vă mai dăm noi 500 de lei și ne lăsați să facem o nebunie de-a noastră aici. Locul îl știi. Optica e Snăsăud. Doamna mea. Și la... Pupăcotul aici. Pupăcotul la mafiotul, doamna mea. Haide că mergem. Am luat șuchelar gratis, păstră v-am mâncat. Ce urmează în aventura noastră de prin brand-uri și lumea publicității? Că nu duc două reprize de-astea la rând. Ce frumos, domnul meu! Explică-mi puțin locația. Rapsodia. Un restaurant pe măsura ta. O clădire din 1930. Rafinament și eleganță pentru tine. Auzi? Ce poți să reproșezi, mă, la copiul ăsta, ca să zic așa? Eu și începe cu explică-mi locația. Ce înseamnă? A găsit acolo, bă, vorbiți ceva despre locația de la client. Da. N-am înțeles. Că oricum locația nu înseamnă bloc la noi. Da, sigur. În limba română, da? Da. Dar mi-a plăcut cum a zis-o, explică-mi locația. Foarte natural când mergi la întâlnire cu cineva să zice, iubita mea, ia explică-mi locația un pic. Și noi toți, că oamenii suntem pe TripAdvisor, cât au, ce review-uri au ei? Din ce an e? Că nu vreau să... Pare că au pățit cândva. Exact. Pică dracu, părui, știi? Doamne, mi-a mai căzut tencuială rădăuțeană. Nu vreau să pățesc. În ciorbă. Doamna mea, aici găsim o oază de liniște să în această... Să calculez, domnul meu, fiecare fir de verdeață să cadă într-un anumit fel, îi un dat. E minunat. E un mic paradis aici, la Rapsodia. Deci totul e minunat aici. După cum am văzut, este cea mai puternică verdeață care poate să aibă acest, iată, deci te simți țară. Te simți ca și cum ai fi în Paris? Și când ești de aici, devii, ești la realitate, ești la Bistrița. E minunat. Asta mi s-a părut superbă comparația. Adică, trimiterea asta de la Paris la realitate în Bistrița. Adică, n-a zis o chestie ok despre Bistrița, omul, știi? De la aici, Paris, știți Parisul? Care așa, da. Realitate, Bistrița. Da. Eu vreau să fac un compliment. Le-a trântit la astea ușa. Rapsodia, calitate, rafinament, eleganță și prețuri accesibile. Nu sunt trepte atât de sus ca să te definească. Asta e. E reclamă la doamna mea puțin aici, dacă îmi permiți. Nu sunt trepte atât de sus ca să te definească. Bă, e un nonsens, dar totuși e un nonsens romantic, adică măcar... Frumos, frumos. Ca să te definească? Da. A făcut 50-50 pe reclamă, mă. Da. Și doamnă. E doamnă, mă, e doamna lui. Bă, orice s-ar întâmpla, se poartă urât cu el. La final de zi e doamna lui și... Ia tata, stai să vedem. Arăți minunat. Suntem la fel ca apus de soare. Wow, mamă, băi, deci omul e numai pe metafore, mă. Dar ea nu... Complimentul ăsta a trecut pe lângă ea așa... Nici o treabă și cred că a fost de la el. Bă, cred că era asta cu asta... A, nu era scris, a venit și el cu chestia asta. Mai zic un compliment. Au, știi ceva? Ia, lasă-mă, prostile tale. Există oameni care... dublează forța naturii, oferind oamenilor natură. Există oameni care dublează forța naturii, oferind oamenilor natură. N-am înțeles. Frâncule, I'm speechless. Spune tu dacă... Dar e foarte greu, mă, să-ți vină inspirația și... Eu știu de oameni care încă n-au cedat, cum ai cedat tu nervos. Încă sunt în agenții, dar n-au reușit să livreze un copii ca asta. Păi da, pentru că ei sunt foarte angrenați în mașinăria asta, marketingului. La ea vine din suflet. Păi asta, și se așterne pe hârtie, se așterne, știi, se fac albul ochilor așa și ea creează. Plus că e un battle. El a venit cu metaforă, tu îți dai o metaforă și mai bună. E... Exact, e chiar ca la battle. Deci este clar, domnul meu, o alegere
perfecte, fie că e vorba de masă, uite, de prânz sau cină festivă, aniversare, banchet, nuntă, botez, orice alt eveniment din viața noastră și a dumneavoastră și a tuturor celor care ne privesc, este de vis. E foarte confuză treaba, adică, dar cred că o face din adins ca să ne pună pe noi pe o pistă greșită. Pentru că ea zice din viața noastră, pare că se referă la ei doi, și a dumneavoastră îi spune lui după aia. Deci, fă puțin, ia un pic de distanță. Eu cred că spune dumneavoastră urmăritorilor noștri. Nu, că spune după, da, el mă, și ia, uite, oamenilor ascultă care ne urmăresc. Ia. Orice alt eveniment din viața noastră și a dumneavoastră și a tuturor celor care ne privesc este de vis. Păi mi-a dat peste noi cap. Suntem în categoria 3. Păi stai mă, că ne-a dat peste cap tot. Păi și el, care e relația? Păi asta zic, asta zic. Că vrea să ne confuzeze complet. Sunt doar doi influenceri care au găsit un parteneriat de succes bazat pe respect mutual. Și eu am crezut în dragoste aici. Reciproc? Mm-mm. Nu e dragoste. Domnul meu este un loc de suflet, numai bun pentru a începe călătoria pe țărâmuri culinare. Țărâmuri culinare. Păi n-a avut diacritică și a zis, bă, sigur, sigur ăștia nu pun. A vrut să zică țărâm, după aia tărâm, a ieșit țărâm. Zici că i-a dat diagnostic de la când mergi și la urolog și la proctolog. Țărâmuri culinare. Și ce să iau, domnul? Spune-ți ce să iau, Petru. Oricine poate să vină aici să servească ceva, toată lumea pentru buzunar. Domnul meu, corect, fie că este vorba de prânz sau de cină festivă, zi aniversare, iată, banchet, domnul meu, aici se fac nunți, pentru că capacitatea terasei este de 100 de mii de persoane, iar interiorul este de 90 persoane. Botez, iată alt eveniment din viața tuturor. Auzi mă, cum ar fi dacă la sfârșit s-ar dovedi că de fapt ei nu fac reclamă unor, mă rog, afaceri, ci sunt chiar afacerile lor. Și ei sunt proprii endorsări. Sau cum ar fi ei să, ar fi nebunie, ei să facă asta fără aprobare. Adică ei să aibă tot și magazin de ochelari și tot. Și restaurantele și... Eu cred că e fără aprobare. Ar fi genial. Ce se întâmplă e fără aprobare. Ei intră în restaurante și filmează. Pentru că ar avea o logică așa. Ei sunt de acord cu ce au zis ei, nu? Și s-ar explica și de multe ori rafinament, profesionalism. E un fir narativ care le leagă pe toate. Da, că da, rafinament, da. Calitate, profesionalism, indiferent de business. Și probabil că ăsta e motoul lor sau e drumul lor. Că trebuie căutat un pic pe Recom la afacerea să vedem cine sunt acționari. Bineînțeles. Dar te-ai văzut nesiguranța lui? Efectiv, și eu cred că au intrat fără să... Adică filmează fără să aibă acord. Că el tot timpul se uită speriat în stânga-dreapta. Bă, vin ăștia, nu vin ăștia. Au zis că deschid... O încearcă că... și prezintă produsul și după aia poate merge. Bă, vezi că deschid în jumătate de oră. Se uită tot timpul panicat la această stânga-dreapta. Astea ce zici? Că au venit cu ele de la magazin, da? Am venit cu sirop de la... Domnul meu, suntem invitați să bem un pahar de vin fără să-l plătim, iar apa este în orice moment gratis. A zis esențialul. A descris influencerul românesc român într-o frază. Suntem invitați să bem un pahar de vin fără să-l plătim. Exact. Da, un pahar. Iar atenție, că am mai zis și de apă, dar tu nu ești atent la asta? Apa este în orice moment gratis. Chiar dacă nu dai tag, Frâncu, apă, vei primi la discreție. Deci, Frâncule, de acum, fii atent. Apa, Lomble. Lejerea nu venim noi cu el, dacă asta nu-i problemă. Bă, da, apa. Dar mergem acolo, tata, dacă apa e gratis. Doamna mea, am avut o seară minunată, amândoi aici la Rapsodia. Mamă, da, noi. Am ciupit-o. Da, noi, da. Am ciupit o masă, eu sunt bine, doamna mea. Și vezi că n-a avut geantă până acum pe masă, semn că sigur a luat ceva măduvă la pachet sau așa. Vă dau pungă. Da, mă, mare fata ta poșetă, nu te mai chine cu... Leber, ce vă mai pun? O să ne întoarcem cu drag. Aș fi încântată, domnul meu, să ne uităm la un film. La 365 de zile. Wow, sună bine. Beton. Care e un film porno aici. Nu porno, e de dragoste, e romantic. Deci aici s-a înfiripat. Nu mai e dumneavoastră, e... Beton, o să continuăm, doamna mea. Bă, atenție că începe să fie din ce în ce mai complicată situația. Și uite că avem un răspuns. Și e răspuns. Doar bănuieli și presupuneri, spun eu. Adevăratul răspuns, și acum asta e lovitura de grație, nu cred că sunteți pregătiți pentru că și durează de 4 ori mai mult decât celelalte. Doamna mea, te vând într-o haină remarcabilă, o blană de vizor dintr-o bucată, culoare originală, arată minunat, calitate,
un vizon întreg, deci nu este tăiat, este de o frumusețe și de o eleganță aparte. Merg pentru femeile mai plinuțe, femeile mai slabe, pentru că acest cloș, iată, ajută domnul meu. Dar vezi că el încearcă, pe măsură ce trag, încearcă să devină un pic mai incognito. Acum și-a pus ochelari și bască. Că face mișto tonăsăudul de el. Uite-l pe ăla cu, bă, domnul meu. Ordinea am ales-o, mă, e absolut întâmplătoare. Asta înseamnă că este pentru femei cu siluetă și femei puțin mai plinuțe, domnul meu. Are o frumusețe aparte, o eleganță. Atinge-mă. Decide tu dacă e rafinament. Atinge-mă. Atinge-mă, pandele, acum. Opriți camerele, atinge-mă. Într-adevăr, da, are un stil aparte, se poate purta. Bă, da, eu dau un pic de spoiler aici. N-am văzut, nu s-a terminat de scris jos, dar cred că e despre Elodia. A zis, blana este luxul femeii care nu trebuie să dispară, cred că se vede. Da? Da, din păcate s-a confirmat, dragii. Vai, după 10 ani. Da, da, da. Era în urcă, mă. O femeie când va avea această blană de nurcă, da, poate atinge lumea și să-i spună că e mică. Pantofi adecvați, un tânăr jun. Băi, eu tot cred că noi jucăm într-un film fără să ne dăm seama. Mie asta mi-e frică, să ne trezim noi cu materialul ăsta în vreo campanie pe la EFI după aia. Că noi l-am... Da, și cu ăștia care fac un podcast și ne iau la roast pe ce exact, aici. Exact, exact, exact. Tu trebuie, domnul meu, să lipsească din garderoba niciunei femei, pentru că este ceva ceea ce te deosebești de la distanță și nu trebuie să te prezinți. Te prezinte în fila. Am văzut scena. Să mă apărăm. Ea e stăpâna mea. Cum îi zice, mă? Elena, așa, el este. Și la, își dă obștesc cu sfârșit. Adică ea îl zice pe ăsta și după aia, și acum poți să mă tai stăpâna. Asta așa, secționat. M-am dat eu cu marchele da, aici. Da, mă, și pe tine acum. Bă, până acum asta e preferata mea, vă jur. Trebuie să te prezinte și în Șila. Bă, tu taci din gură, nu? Că nu se face la dineurile astea, lași și la să te prezinte. Nu? Într-adevăr, domnul meu, o piesă unică, care se poate găsi doar aici, da? Prezentată de mine, așa, pe tupul meu de zână. N-am auzit. Ce-a zis, mă? E prezentată de mine pe tupul meu de zână. Pe tupul de zână, ok. Nu te prezentatul, lasă-te prezinte și în Șila. Două minute mai târziu, am un trup de zână, scuzați-mă că vă zic. Da. Un lipsic drag cu și în Șila, are un trup de zână, doamne, așa e. Doamne, ce frumusețe, doamne. Și acest model este clasic și de zi, deci elegant de noapte. Acest model este clasic de zi, deci elegant de noapte. Rezultă? Deși spune același lucruri, la fiecare frază mai apare ceva nou, neașteptat. Trebuie să recunoaștem. Și el pe, da, zice, pe roche ce trece mai puțin în replici. Asta mă dezamăgește. N-am mai spus săracul nimic de la... Bă, eu sper să vină și la România au talent. Bă, eu sincer, dacă aș fi profesor, eu aș da asta, aș transcrie textul la și aș da la corectat, mă. Nu, vorbesc, se pare o oră numai asta aș face. Asta dai, cum zici tu, la evaluarea națională să fie la limba română. Da, să, și să bă, corectați, corectați textul, da. Îi lași 6 ore, cam mult. Eu aș merge mai departe, eu dacă mă întreb pe mine, eu aș vorbi cu Dan Petre să facem un curs cu așa ceva la facultate, la comunicare. O, direct? Da, mie mi se pare că dacă ăsta nu e material de studiu, atunci ce mai e? Aici vii, îți pui, îți arăți schița, se ajustează, se lucrează, se formează după bunul tău plac, se alege culoarea toată naturală de blană, da? Fără intervenții, deci așa cum este animalul, ca culoare, da? Zebră, e limpede, zebră. De aici încolo cred că poate să dureze la nesfârșit, deci noi putem să ne uităm așa cât vrei tu. Pe de altă parte, eu cred că ei nu trag duble. Este doar eu dacă vomită unul sau ceva, ceva ce flagrant. Eu mă întreb doar cât a durat filmarea asta, la câte momente au fost în ea. Dacă a noastră vorba aia mai are puțin și atinge 2 ore. Deci cât a durat filmarea lor, bă? Păi să numără mașinile, Andy. Care au trecut pe lângă. Și aceste, iată, blănuri, da? Sunt un tot și doar ei poate să facă. Bă, da. Te rog. Scuze, nu, zi tu. Nu. Nu fiți, bă, gata. Domnul și doamna. Eu ziceam că pe ea cred că n-aș vrea să o cunosc niciodată, nici măcar să o văd, aș evita-o. Dar cu el aș sta la o bere.
Ai stat, a? Să zic, băi, să-și verzi așa un pic off-ul, bă, știi, bă. Zi, mă, ce ai zis acolo când au tăiat? Exact. Ce ziceai, mă, în filmările alea? Deci mie, sigur ai zis și tu ceva mișto. Dă-mi și mie pun stick, că, bă, tu ai fost motorul, de fapt. Cine zicea că moare publicitatea? Niciodată, niciodată. Se reinventează. Un pic de rafinament, de eleganță, na. Profesionalism. Într-un cuvânt. Ce aș mai putea adăuga după toate astea? Poate doar faptul că aștept cu mare interes comentariile voastre mai jos. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!